Iată-ne la ultima parte a emisiunii Săptămâna de Business în această seară. Alături de noi se află primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre. Am văzut până acum care este situația cu proiectele pe fonduri europene, ce se dorește din punct de vedere al stimulării mediului de afaceri, mai multe locuri de muncă, mai multe investiții. Am văzut și acel centru care se poate deschide în Parcul Municipal Vest. Și proiectul pe care îl avem pe POC, axa 3.7 pentru noi IMM-uri, cei de la nivel regional, dar... Haideți să discutăm despre acesta. Dacă toți suntem aici, în Ploiești, trebuie să beneficiem de această sursă de dezvoltare a mediului de afaceri. V-am spus, sunt 80 de IMM-uri care se pot dezvolta, minim 2 angajați pe fiecare IMM. Suma este de 40.000 de euro pentru fiecare IMM în parte. Inițial se dau 30.000 și apoi, după îndeplinirea unor indicatori, încă 10.000 de euro. Ce trebuie să facă cei care vor, spre exemplu, să inițieze o astfel de afacere? Sau când va deveni ea efectiv aplicabilă, dacă putem spune așa? Da, ea va deveni aplicabilă în momentul în care cei care formează această asociere, municipalitatea, societăți implicate în managementul unui astfel de proiect, v-am spus că posibil și Camera de Comerț și Industrie, vor aplica și vor fi selecționate, da, și atunci se vor stabili o serie de criterii de participare, dar criteriile de bază acestea sunt. Deci trebuie să ai cel puțin 2 locuri de muncă, trebuie să ai sediu social într-un oraș, în zona urbană. Sunt pe toată regiunea, dar putem, având în vedere că noi suntem cei care administrăm, putem dezvolta foarte mult în zona Ploieștiului, da? Și în zona localităților a orașelor din jur. Deci sunt foarte multe avantaje din punctul acesta de vedere. Înseamnă foarte mult pentru tineri care vor să își dezvolte o astfel de afacere și n-au posibilitatea financiară de dezvoltare unei astfel de afaceri. Bineînțeles, sunt și niște condiții stricte pe care trebuie să le respecte, cel puțin pentru o anumită perioadă de timp, dar eu cred că reprezintă o șansă importantă pentru foarte mulți și, în aceeași măsură, și beneficii substanțiale pentru o autoritate publică locală, cum este municipalitatea, cum este Ploieștiul. Bun. Ce proiecte aveți în vedere în perioada următoare pentru Ploiești, pentru ploieșteni? Din punct de vedere economic, da, vorbeați și dumneavoastră de ceea ce înseamnă dezvoltarea Ploieștiului pe zona aceasta infrastructurii și noi trebuie să mergem mai departe pe această dezvoltare a infrastructurii. Este absolut necesară dacă vrem să avem un oraș atractiv din toate punctele de vedere. Șansa pe care o are municipiul, aceea de a beneficia de acea sumă de 45 de milioane de euro, permite, pe de o parte, ca minim 15% să se ducă pe zone de tip social sau educațional și avem un proiect, câteva grădinițe, avem un proiect de dezvoltare aceasta socială de locuințe sociale, pentru că noi, ca municipalitate, suntem deficitari. Avem foarte multe solicitări. Pe de altă parte, zona de dezvoltare și de mobilitate urbană presupune crearea unui acces mult mai rapid în municipiul Ploiești și dezvoltarea traficului și, dacă se poate, a traficului nepoluant în municipiul Ploiești. Poate că mulți care se uită acum consideră că, da, uite, a venit și primarul acesta și vorbește de noi proiecte când avem atât de multe proiecte rămase în urmă. 11 la număr care sunt rămase. Și foarte multe promisiuni care au venit de-a lungul timpului, campanii electorale și așa mai departe. Dar, așa cum am spus și la început, fondurile europene permit, pe lângă dezvoltarea unei infrastructuri, și dezvoltarea mediului de afaceri autohton. Dacă știm să punem în aplicare în mod serios aceste proiecte, chiar dacă, să spunem, și am văzut nu de puține ori că proiectele de anvergură sunt câștigate de societăți private, la rândul lor au nevoie de anumite servicii, au nevoie de anumiți producători autohtoni pentru realizarea obiectivelor respective și atunci discutăm despre acea dezvoltare pe orizontală. Este absolut necesar să accesăm aceste fonduri, este absolut necesar să realizăm aceste proiecte Chiar dacă nu avem, să spunem, o experiență mult prea bună, dar indiferent de situație aduc un plus de valoare și pentru municipiu, și pentru mediul de afaceri și fără doar și poate, el generează, astfel de proiecte, generează sume de bani care o mare parte se întorc din nou la bugetul Consiliului Local sau la care bugetul de stat, care pot fi reinvestiți și uite așa începe ajungem într-un cerc vicios și într-un cerc al fericirii sau cum se spune. Cum spun specialiști, este un cerc virtuos în domeniul economic. Bun, și alte proiecte, dar vreau să fac o prezentare scurtă pentru, tocmai pentru nu a intra în zona aceasta de iar proiecte și iar vorbim de mobilitate și vorbim de 3 zone de terminale multimodale, pentru că, probabil știți, municipalitatea, alături de localitățile din jur, trebuie să-și dezvolte și acea autoritate metropolitană pe transportul public și sunt absolut necesare aceste terminale multimodale. Vă referiți la acele microbuze, nu? Care vin din diverse... Numai, da, acele microbuze, dar și intrarea în aceste terminale multimodale a transportului public de călători autohton ploieștean pentru a face schimbul de călători și trebuie acest schimb de călători să-l faci într-un mod decent. Vorbind de acel terminal al cărui proiect deja a fost aprobat și nu așteaptă decât deschiderea axei 4.2 pe POR, pe fondurile europene. Mai sunt în proiect 2 terminale, unul în zona podului înalt de la capătul Cantacuzino, unde este și zona aceea în care troleul are capătul de linie. Și mai vorbim și de zona de sud, unde sunt mai multe propuneri de realizarea unui terminal. Se discută foarte mult de zona Gării de Sud pentru a beneficia de fonduri europene, dar pe de altă parte trebuie să fim atenți și la traficul din zonă și la aglomerația din zonă și ar putea fi atunci o variantă de lucru găsirea unei zone în apropierea Hipodromului. Dar aici, pentru ca un terminal să poată fi realizat pe fonduri europene, trebuie să ai cel puțin 3 categorii de transport public. Avem pe de o parte microbuzele de care făceați referire, chiar dacă ele sunt private, ele realizează un serviciu public, da? Pentru avem autobuzele, avem troleibuzele. Avem autobuzele și ar mai trebui să existe o a treia variantă, fie troleibuze, fie tramvaie. Și aici comport o discuție având în vedere situația podului de la Gara de Sud și posibilitatea... Să nu spuneți că vom avea tramvai și pe acolo, că nu vă cred acum. Da. Nu, dar situația podului și posibilitatea de a avea acele linii electrificate absolut necesare realizării acestui transport. Apoi, foarte importantă este lărgirea de care discutam și mai devreme. Ieșirea spre Târgoviște, acel pod. Da, Cantacuzino, zona Cantacuzino cu lărgirea pe 4 benzi și în colaborare cu Consiliul Județean, în colaborare cu cei de la drumurile naționale, de crearea unor zone de acces mult mai facil pe centura de vest a orașului, care este cu un trafic foarte ridicat. De altfel știu că ați avut și o întrunire pe această temă cu primarii din comunele adiacente. Am avut o întrunire cu primarii pe zona metropolitană și dezvoltarea transportului. Mai ales că ei se plângeau de faptul că au foarte mulți locuitori din comune care fac deplasarea către parcul industrial, un subiect pe care l-am atins ceva mai devreme. Da, există foarte multe solicitări. Iar mult timp în trafic. Da, există foarte multe solicitări din partea localităților din jur, pentru că aceste curse care sunt scurte, să le spunem, se pare că nu sunt atât de productive pentru privați și sunt foarte multe linii de care municipalitatea și, mă rog, dezvoltarea aceasta metropolitană și societatea care deservește transportul public la nivelul proiectelor ar putea profita, să spunem. Și, bineînțeles, cetățenii atât din localitățile limitrofe, cât și ploieștenii. Gândiți-vă ce înseamnă acum să ai un mijloc de transport care pleacă din, nu știu, să dăm exemplu, Bucov, se oprește undeva la marginea orașului sau duce într-o anumită zonă a Ploieștiului și de acolo trebuie să ai alt mijloc de transport să te duci în altă parte sau să te beneficiezi de o linie extinsă, să zicem traseul 40, și să spunem că îl ducem până în zona Bucov, și acest traseu 40 să te lase fix în mijlocul orașului. Este totuși cu totul altceva. În primul rând, numai ai 2 bilete pe care nu trebuie să le compostezi, plus timpul care... Nu, și timpul și... disconfortul. Ne referim și exact la calitatea serviciului prestat. Vorbeam deci despre lărgirea aceasta pe zona Cantacuzino, apoi avem această propunere cu străpungerea între Gara de Vest și Gara de Sud. Este un proiect foarte ambițios, dar este un proiect care ar aduce foarte mari avantaje din punct de vedere al traficului și din punct de vedere al fluidizării traficului, pentru că într-un fel se încheie inelul care pleacă de la Spitalul Județean până în zona Gării de Sud, pentru că ar însemna reunirea șoselei Nordului, șoselei Vestului și probabil viitoarea șosea Orea Libertății, că tot începe din Orea șoselei Sudului. Și bineînțeles, toți cetățenii care stau în zona de vest și zona de nord ar avea un acces mult mai rapid către zona de sud și către, să spunem, zona de sud a țării, București și așa mai departe. Acolo mai este o problemă cu celebrul pod de lemn care este închis. Este o problemă cu celebrul pod de lemn. Și acolo este o zonă industrială și acei oameni trebuie să facă dimineața o buclă foarte mare. Da, este o zonă industrială importantă. Chiar și cu navetiștii care merg la București și dimineața știți că se creează acele ambuteiaje de la Gara de Sud către... Bine, nu pe fonduri europene am luat în calcul la un mod foarte serios cele două pasaje care există acolo în zonă. Mă refer în dreptul, să spunem, fostului magazin Orient, zonei Orient, ca să nu folosim iar nume de firme, și în zona sensului giratoriu, la intersecție cu Bulevardul Petrolului, Bulevardul București cu Bulevardul Petrolului. Deja am realizat expertizele și așteptăm acum și datele finale, documentele finale, pentru a vedea dacă intrăm într-o procedură unui studiu de fezabilitate și de a le putea pune și a le valorifica, astfel încât să nu mai avem acele blocaje în trafic. Revenind la podul de lemn, este un proiect de asemenea ambițios și care ridică, din punct de vedere tehnic, o serie de probleme, pentru că ești obligat, dacă dorești să realizezi un astfel de pod în zona respectivă, bun, lăsând la o parte actualul pod, care este la 90 de grade față de drum, da? Este foarte ambițios proiectul respectiv și ridică aceste probleme tehnice, pentru că trebuie să fii la o înălțime față de șina trenului, de calea ferată, de 5,5 metri, iar zona este destul de joasă și va trebui găsită o soluție tehnică astfel încât să poți depăși pe toată zona liniilor respective această înălțime de 5,5 metri. De asemenea și extrem de costisitoare, dar ne gândim și la un astfel de proiect. Deci cam acestea ar fi, să spunem, principalele puncte la care ne-am gândit. Mobilitatea, care va ocupa probabil undeva la 80-85% din valoarea aceasta de 45 de milioane, zona educațională și zona socială, care va implica cel puțin 15% din valoarea acestor fonduri europene. Sunt proiecte ambițioase, o parte din ele sunt într-un stadiu avansat pe partea documentară. Așteptăm și deschiderea axelor, sfârșitul lunii noiembrie și până, v-am spus, în 2018, inclusiv când se va trage acea linie, se va face acea analiză, să stăm cu mult mai bine decât celelalte municipii din regiunea sud-muntenea, astfel încât să beneficiem de sumele pe care ei nu le utilizează. Și pe ceea ce înseamnă axa 4, dar și pe ceea ce înseamnă alte axe de pe POR care sunt neutilizate. Un alt lucru foarte important pentru Ploiești reprezintă dezvoltarea sistemului de furnizare a energiei termice în sistem centralizat. Un capitol la care stăm chiar bine față de alte orașe din țară. La care stăm bine, dar care este foarte sensibil într-un termen de timp foarte scurt, pentru că în 2019 se încheie acel contract cu actualul furnizor, iar pentru a putea face o serie de investiții care sunt colosale pentru un buget, cum este bugetul primăriei municipiului Ploiești și în colaborare cu Consiliul Județean, singura variantă serioasă de lucru și responsabilă, aș putea spune, este aceea de a accesa tot fonduri europene. Există pe programele operaționale de infrastructură mare și capitol pe termie. Avem șansa ca o serie de localități care ar fi putut beneficia de aceste sume să nu mai fie eligibile, fie pentru că societățile care gestionau acest sistem au intrat în faliment, s-au închis și așa mai departe. Dar pentru a face acest lucru trebuie realizată o strategie la nivel de municipiu pentru furnizarea energiei termice, pe care ni l-am propus să-l realizăm în colaborare cu Consiliul Județean, pentru că și ei sunt coparteneri în această societate de furnizare a energiei termice, și atunci trebuie să ne-am hotărât să împărțim aceste cheltuieli cu acest studiu și să vedem ce ne spune acest studiu, această strategie că trebuie să facem. Dacă trebuie să luăm în viitor în calcul și alte elemente care au apărut în ultima perioadă de timp, sunt mai mulți furnizori de energie termică pe piață în momentul de față. Trebuie văzut ce facem cu echipamentele existente, dacă trebuie să retehnologizate sau trebuie să echipamente noi, ceea ce facem cu sistemul primar de distribuție al energiei termice, cu partea sistemului secundar. Dar toate aceste costuri, v-am spus, sunt colosale. Orice sumă estimată până în momentul de față, chiar și în mod empiric, nu științific, deci nu în urma unui studiu sau în urma unei strategii, depășește valoarea de 50 de milioane de euro. Și atunci singura variantă, din bugetul primăriei. Singura variantă este tot fondurile europene. Fondurile europene, accesarea poimului, dar v-am spus, trebuie să avem la bază această strategie. Mai avem proiectele pentru anvelopare termică, care au un dublu efect pozitiv. Pe de o parte, scăderea presiunii de pe bugetul Consiliului Local, reducând numărul de gigacalorii consumate automat atunci când ai subvenție, reduci și numărul de suma de bani pe care municipalitatea o alocă. Beneficiu pentru cei care locuiesc în blocurile respective, și mă refer la confortul. Este, în schimb, o procedură destul de complicată și complexă în același timp, pentru că o serie de proprietari au făcut o serie de investiții, iar dacă ele nu se încadrează în anumite criterii și nu răspund la anumite exigențe din punct de vedere al eficienței energetice, trebuie să luați o serie de măsuri și nu sunt prea plăcute din partea cetățenilor, din partea proprietarilor. Vorbim de sistemul de iluminat public, unde de asemenea avem posibilitatea accesării unor fonduri europene. Aici trebuie să fim atenți cu contractele de delegare, pentru că beneficiarul unui astfel de sistem este autoritatea publică locală și atunci va trebui să vedem cum punem în operă o delegare a mentenanței și a investițiilor realizate, ca să putem accesa fonduri europene și să introducem acest sistem de iluminat economic din punct de vedere energetic și din punct de vedere al poluării. Dacă ar fi așa să tragem o concluzie, 30 de secunde, cum vedeți viitorul pentru Șansele Ploiești? Sunt foarte mari pentru municipiul Ploiești, cu un management adecvat, dar trebuie să existe, că toți ziceați că nu vreți să discutăm de politică, un consens între aparatul de specialitate al primăriei și Consiliul Local, fără de care nu se poate realiza nimic. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară. Cu siguranță proiecte vor fi. Vă mai așteptăm în studio pentru a mai dezbate. Poate când se vor finaliza aceste proiecte europene, să tragem o linie și să vedem câți bani sau cu câți bani trebuie să contribuie Ploiești. Posibil la începutul lunii noiembrie, după cele două pe care le vom finaliza la 31 octombrie, mai vedem stadiul din luna iunie, dar sper să ne ajungem până acolo, 2017, și apoi să discutăm despre proiectele la care am aplicat și contractele de finanțare pe care le-am semnat. Exact. Bun, vom vedea în final și rubrica de educație financiară. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați urmărit și vă lăsăm în continuare să urmăriți emisiunile de postul nostru de televiziune, Educație Financiară, și noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune, la revedere!